Polițiștii de frontieră aveau informații că o cantitate mare de țigări de contrabandă sunt ascunse într-o gospodărie din satul Nisipitu, comuna Ulma. În baza unui mandat emis de judecătoria Rădăuți, polițiștii de frontieră au percheziționat gospodăria suspectă. În urma controlului, în două garaje și într-un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, au fost descoperite 84 de colete cu aproape 42.000 de pachete de țigări fabricate în Ucraina. Țigările în valoare de 500.000 de lei au fost confiscate, iar mașina a fost indisponibilizată la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră au întocmit pe numele proprietarului gospodăriei dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Dosarul a fost înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți pentru continuarea anchetei.